O lume dispărută. Ucenicul. Culver! Hai odată cu apa aia! Dacă suntem blocați în acest loc blestemat, nu înseamnă că trebuie să trăim ca animalele. Haide, haide! N-am toată ziua! Toarnă! Fii mai atent! Ei bine, speram că ei pot să ne explice acest fenomen, dar cred că sunt și ei la fel de uimiți de nivelul scăzut al apei. Ieri apa era până aici, acum e numai uscat. Peste puțin timp, lacul va seca. Se va usca recolta, iar animalele vor pieri. De ce se întâmplă asta? Ați întors fața de la Paxia Mama, mama pământului. Fără apa dătătoare de viață ce curge din sânul ei, totul se va veșteji. Cuia! Ce ne facem? Unde-i Coia? Eu sunt șamanul! Zeii vorbesc prin mine. Numai eu vă pot duce înapoi în vechile timpuri când eram favorizați de zei, înainte ca acești intruși să fie acceptați printre noi. Iar începe! Pe cine a dat Urcon vina când avea probleme înainte de a veni noi? Nu-i corect! De ce nu pot merge cu Matahalo? Am spus nu, Billy! E prea periculos acolo și nu vreau să aud niciun cuvânt! Vei veni cu mine! Acum dăm frânghia aia! Nu mai sunt un copil! Uite, Billy, răspund de tine când mama ta nu e aici. E numai mlaștină unde merge Matahalo. Nu-i un loc pentru un tânăr ca tine, chiar și cu Matahalo. Nu-mi e frică! Mie da! De mama ta, Billy. Te rog mult să rămâi cu mine, băiete. Billy! Nu-mi poți spune ce să fac. Nu ești tatăl meu. Și mă bucur că nu sunt. Bietul Matahalo va avea multă bătaie de cap. Firar! Bună! E cineva aici? Ce se întâmplă? E ca un oraș fantomă. S-a transformat într-o bătrână. Șefu! Șefu, ai văzut? Ai văzut? Voi merge eu la fântâna Pacarina să cer îndrumarea strămoșilor. Spuneți-le să pregătească festinul. E Coia! Serios, șefu, e o vrăjitoare! O vrăjitoare, îți spun eu! E Coia! Trebuie să facem un sacrificiu! Unde-i împărăteasa? Ea va ști ce-i de făcut. Împărăteasa a plecat la fântâna Pacarina. Între timp, noi vom strânge fructe, plante și pește. Diseară vom ține un festin în cinstea lui Pacea Mama. Fântâna Pacarina, un loc secret pe care Coia nu mi-l arată nici mie, fratele ei. Ce protejează ea? Are fântâna asupra ei o putere mai mare ca spusele strămoșilor noștri? Dacă e magie acolo, trebuie distrusă. Zeii nu vorbesc printr-o fântână, ci numai prin mine. O fântână magică? Ia uzi. Asta am tot încercat să spun, șefu. E ceva magic la Coia. Am văzut cu ochii mei cum s-a făcut bătrână și a plecat din sat. Cred că avea vreo 100 de ani. Nu fi capsec. Ce vrei să spui? Că a găsit fântâna tinereții? Ia stai puțin. Înseamnă că a găsit fântâna tinereții. Da, au dispărut efectele și a mers să le reînnoiască. De ce nu zici așa, capsec? Ai idee cât ar costa acasă o sticlă cu acel elixir? Nu sta cu mâinile în sân. Încotro a luat-o. Urmărește-o! Am să conduc eu serviciul divin, dar mai întâi voi culege ierburi sacre din munți.
Să-i ajutăm, draga mea. Ar fi o ocazie unică de a studia o parte din flora comestibilă și fauna platoului. Așa e, profesore, să le arătăm aiaranilor că nu suntem niște monștri cum ne face Urcon. Păi, sper că Matahala se întoarce la timp. Pierderea unei mese bune scoate cei mai rău din omul ăla. E destul de greu. Aici erai. Oricum, cine se crede Raxton? Dacă tata era aici, ar fi... Oh, Mina, ai grijă! Arată rău. Trebuie să dai cu ceva pe înțepătură. Poate te ajută asta. Adică, nu crezi că e incorrect? Pot să-mi port singur de grijă în junglă. Billy, de unde ai știut să faci asta? Nu știu, uneori sunt inspirat pe moment. De parcă aș ști ceva dintr-o dată. Ciudat, nu? Hei, Mina, fii atentă. E frumos. Inima junglei. Am căutat-o toată viața. Se zice că vechii șamani foloseau planta pentru a-i însănătoși pe bolnavi. Dar credeam că e doar o legendă. Mina, întoarce-te în sat și ajută-i pe bătrân să pregătească festinul. Te așteaptă. Du-te, acum! Ei bine, voi pleca. Trebuie să-l ajut pe Matahala. Nu. Ai ceva mai important de făcut. Mult mai important. Nu, Giggles. Tu te vei întoarce cu mine în sat. Ei au de făcut ceva foarte important. De ce l-a ales Urcon pe Billy și nu pe mine? Nu e corect. Eu sunt prințesa. Te studiez de multă vreme. Ai o chemare aparte. Știi asta, nu-i așa? Dar e mai puternică decât am bănuit la început. Dacă am hotărât eu că merit să fii ucenicul meu, într-o zi ai putea fi un șaman mare și puternic. Eu? Șaman? Sub îndrumarea mea. Și dacă asculți tot ce spun, într-o bună zi toate astea ar putea fi sub controlul tău. Wow! Dar floarea asta este bună la ceva? Da, se poate face din ea o cataplasmă pentru fracturi. Foarte bine. Doamne, abia aștept să-i spun lui Raxton. Cred că nu mă va mai trata ca pe un copil. Sau îl transform în broască. Da, toate la timpul lor. Dar mai ai de trecut un test pentru a putea deveni ucenicul meu. Un test? Sper că nu va fi ca o lecție a profesorului, nu-i așa? Undeva ascuns în inima junglei se află un loc sacru, cunoscut numai de șamani. Wow! O să mă duci acolo? Nu, tu mă vei duce. Cum adică? Nu știi unde este? Cum să nu știu? Dar numai dacă găsești fântâna singur, vei dovedi că ești demn de darul tău. Acum închide ochii, privește în lăuntrul tău, o vezi undeva? Cred că da. Da, pe aici. Excelent. Aici e apă din plin. Barajul e undeva mai sus. Fir ar să fie. Scuze, băieți! Se pare că va trebui să vă căutați alt cuib. Ce avem noi aici? Ia să vedem. Wow.
Eu zic să ai grijă, Molly. Aproape am ajuns. Păi, mersi de ajutor. Ești de afară? Bineînțeles. Și în formă? Știi, sunt cam obosită. Ei bine, și eu nu sunt. Nu facem o pauză înainte să ne întoarcem? Cum să nu, draga mea, facem pauză. Mâncăm niște fructe. Mulțumesc. Ea este șeful. Sunt sigur că e ea. Sigur că e Coia, deșteptule. O recunosc dintr-o mie. Și aia e fântâna tinereții. Aha, vezi cum se asigură că n-a fost văzută? Oh, a intrat în pădure să-și termine transformarea. Ea isteață, dar pe mine nu mă poate întrece nimeni. E grozav! Mi-e așa de sete. Ia pleacă de aici. Asta nu e apă, capsec. E un elixir magic. Și asta, asta mă va face bogat. Cum nici n-am visat vreodată. Aș putea? Să îndrăznesc? Trebuie să văd. E exact ca în Jekyll și Hyde. Da, ei bine. O analogie nasoală, ca de obicei. Vezi tu, Dr. Jekyll s-a transformat într-un monstru, pe când eu? Eu mă întorc la frumusețea tinereții mele. Nu că n-aș arăta bine și acum. Ce? Ce e? Dă-i drumul! Ia mea! Scoate-ți capul din apa mea, pachet de oase osoase! Ia mea! Hei tu! Treci înapoi! Trebuie să-mi eliberez piciorul cât mai am aer. Încă o dată, Matahala, hai! Ai auzit? Locul ăsta e înfiorător. Un șaman nu cunoaște frica. Concentrează-te. Simți că fântâna e aproape? Nu prea știu. Cred că poate fi acolo. Uite, am reușit! Am găsit fântâna Pacarina! Excelent! Stai! Ce faci acolo? Îndrăznești să mă iei la rost? Dar ai spus că e un loc sacru! Știu că mă pregătesc să devin șaman, dar... Nu fi stupid! Nu ești șaman! Niciodată nu vei fi! Ești doar un puști! Întoarce-te în sat și joacă-te cu ceilalți! M-ai mințit. De ce m-ai mințit? N-ai vrut să mă înveți nimic. M-ai folosit doar pentru a ajunge la fântână. Ajunge, copil stupid. Opa. Stai, ce faci? Stai. Matahala? Nu m-ai auzit? Matahala e sub lemne, să-l ajutăm. Onatava oaia ciumbatoxum, spirite ale apei, auziți-mi ruga, sfârmați-vă în locul acestui păgân. Hei, ajută-mă! Onatava oaia ciumbatoxum, amauca chiptopsic sumbatoxum! Ajutor! Ajutor! Nu sta gură cască, trebuie să facem ceva. S-a făcut deja. Este voia zeilor. În aval nimic nu explică nivelul scăzut al apei. Sper că Matahala a fost mai norocos ca mine. Ce miros plăcut! Mi-e foame!
Matahala și Billy nu s-au întors? Nu, dar nu sunt împreună. Billy e cu Urcon. Urcon? Nu știu ce-i cu băiatul ăsta mai nou. Probabil caută plante. Caută probleme mai degrabă. Și cu Urcon are toate șansele să găsească. Cred că ar fi bine să-l caut. Iată, uită, nivelul apei pare să crească. Poate că Matahala și Raxton au găsit barajul și l-au dărâmat. Bine lucrat, băieți. Ce veste bună! Cu siguranță va fi un festin diseară. Haide, haide să mergem. Ia-mă de mână! Ajutor! Billy! Ești bine? Mulțumesc! I-ai salvat viața! Profesore! Efortul a fost prea mare. Trebuie să-l ducem în sat chiar acum. Dacă Urcon a pus copilul în primejdie, Molly nu mă va ierta în veci. Nu trebuia să-l scap din ochi. Fie rar. Billy! Raxton! Suntem aici! Da! Ce e? Este... Trăiește, dar nu e bine. Și e numai vina mea. Nu trebuie să o spuneți, știu eu. Nu, Billy! Stai! Billy! Coaca omne inticima coi, înțelepciunea strămoșilor să-mi îndrume vorbele și pe poporul meu spre onoarea vechilor obiceiuri. Coia, nu te apropia de mine. Când vreau să fac bine, de fapt fac numai rău. Urcon a zis bine, nu am niciun dar aparte. Sunt doar un puști stupid, am stricat totul. Haide! Wow! Dar ce este locul ăsta? Se numește Fântâna Pacarina. Aici mă aducea mama pe vremea când eram prințesă și îmi povestea foarte multe despre poporul meu. Asta e fântâna! Urcon s-a înșelat! Ăsta este un loc sacru! Nu e un loc sacru, dar e unul special pentru mine. Vin aici pentru că mă simt mai aproape de mama, o mare împărăteasă. Vorbele ei mi-au ajuns la suflet și când sunt aici mi le amintesc mai bine. Știu ce vrei să zici. Și eu încerc să-mi amintesc ce a spus tata, dar uneori nu-mi amintesc nici măcar vocea lui. Poate acest loc te va ajuta să-ți amintești și să-i auzi iar vorbele. Înțelepciunea lui e în tine. Nu, nu e. Nu sunt deloc înțelept. Credeam că am un dar aparte care m-ar fi putut ajuta să-l găsesc pe tata. Dar n-am făcut decât să-i pun în pericol pe Matahala și Summerlee. Poate n-ai putut face ce ai vrut pentru că n-a sosit clipa. Exact așa spunea și tata. Toate lucrurile se întâmplă la vremea lor. Noi credem că zeii au un plan pentru fiecare din noi. Azi cred că au avut alt plan pentru tine. Ei bine, cred că cel mai bun lucru e că l-am salvat pe Matahala și am lăsat râul să curgă. Ai dreptate! Este un loc cu totul special. Poți veni aici ori de câte ori vrei. Te va ajuta să-ți amintești vorbele tatălui tău și să înțelegi că ești totuși aparte. Ai multă înțelepciune, dar ai multe de învățat. Pacea mama ne-a surâs tuturor. Cu înțelepciunea ei m-a îndrumat cum să refac apele pentru a ne putea bucura în continuare de mărinimia ei. A fost prea mult pentru el. E bătrân. De ce n-am găsit altă soluție? Nu e vina ta. Eu trebuia să am grijă de Billy.
Trebuia să-l las cu Matahala, sau să merg cu el, sau... Sau să iei luna de pe cer, nu? Ar fi fost mult mai ușor. Îmi aduce aminte de mine când eram copil. Am întârziat? Îmi cer scuze, Raxton. Știu că voiai doar să ai grijă de mine. Uite! Billy, slavă cerului, ești teafăr. Teafăr? Ai chef de glume? Mi-a salvat viața, dragul de el. Și pe a ta, din câte văd eu. Tatăl tău ar fi mândru de tine, tinere. Și eu sunt mândru. Firar, nu știu ce-i cu mine, dar am o foame de lup. Cred că acum sunt în creștere. Oh, cât mă bucur să te văd, dragă. Ah, ce bine arată. Mă bucur că profesorul se va face bine. Vreau să mai învăț multe despre plantele de aici. Și cred că va fi un învățător mult mai bun decât Urcon. De fapt, mă bucur că toți sunt bine. Nimeni nu a pățit nimic și râul și-a revenit la normal. Pentru prima dată în locul ăsta țignit, totul merge strună. Vino înapoi, mâncătorule de banane! Repede, Culver, să recuperăm sticla! Da, șeful, mai încet! Au dublat în limba română actorii: Geo Dinescu, Daniel Vulcu, Pavel Sârghi, Petre Ghimbășan, Elvira Râmbu, Mirela Corbeanu, Ion Ruscuț, Richard Balint, Anca Signirean. Traducerea și adaptarea: Sanda Ilieș. Regia: Alexandru Rusu și Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.